Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou clip despre transferuri. Este ultimul din această vară, însă stați fără griji pentru că perioada de mercato din anul curent a fost prelungită până în octombrie. La voi cum au fost cele 3 luni de vară? Ce ați mai făcut? Știu că pentru toți vara asta nu a fost așa cum ne doream, dar contează acum să fim sănătoși și să trecem cu pasul drept peste această perioadă dificilă. Bine prieteni, eu ca întotdeauna vă mulțumesc că îmi sunteți alături și vă doresc vizionare plăcută. În această săptămână, cea mai activă echipă de pe piața transferurilor a fost de departe Chelsea și vom începe cu cea mai nouă achiziție a londonezilor, Thiago Silva. Superfundașul brazilian a plecat liber de contract de la PSG și s-a alăturat gratuit lui Chelsea. Chiar dacă se tot vorbea că Silva nu mai face față la Paris de la reluarea fotbalului, acesta a fost unul dintre cei mai buni jucători ai parizienilor. De o pildă, în finala Ligii Campionilor contra lui Bayern, Thiago Silva a avut cea mai mare notă de la PSG, iar acest lucru confirmă că fundașul de 35 de ani încă mai are ceva de oferit. Părerea mea e că la Chelsea va fi titular încă de la primele meciuri, apoi totul va depinde de el. Dar cred că încă un sezon sau două mai poate evolua la nivel înalt. Thiago Silva a jucat pentru PSG timp de 8 sezoane, perioada în care a devenit fără dubii unul dintre cei mai mari jucători din istoria acestui club. În același timp, Chelsea a mai transferat și un alt fundaș central din campionatul Franței. Este vorba despre Malang Sarr, care a fost adus de la Nice, la fel liber de contract. Francezul de 21 de ani a fost dorit și de Barcelona, însă condițiile propuse de Abramovich au fost suficient de convingătoare. Sarr a semnat cu Chelsea pentru 5 ani, însă în sezonul următor va evolua la altă echipă sub formă de împrumut. Deocamdată nu se cunoaște unde va pleca fundașul. Îl vom monitoriza îndeaproape în perioada de împrumut și sperăm că în curând va reveni pe Stamford Bridge, a declarat directorul de la Chelsea, Marina Granovskaya. Iar acum e vremea să vorbim despre cea mai răsunătoare achiziție a lui Chelsea din această săptămână, Ben Chilwell. Fundașul englez de doar 23 de ani a fost adus de la Leicester pentru 52 de milioane de euro. Acesta a semnat cu albaștrii un contract valabil pentru următorii 5 ani. Chilwell era una dintre prioritățile lui Lampard de multă vreme încoace. Se pare că tânărul antrenor vrea să aibă pe fiecare poziție măcar 2 jucători buni, un lucru care i-ar motiva pe elevii săi să muncească mai mult pentru a se impune. Chilwell, Thiago Silva, Werner și Ziyech, Chelsea își poate pune cele mai înalte obiective, plus că și Kai Havertz în continuare rămâne visul lui Abramovich. Chelsea a tot adus jucători noi, iar în acest context, cineva totuși trebuie să plece. Și unul dintre aceștia este spaniolul Pedro, care a semnat oficial cu AS Roma. Atacantul de 33 de ani a semnat cu Giallorossi un contract valabil până în iunie 2023. Clubul italian însă nu a cheltuit nimic și asta pentru că înțelegerea ibericului cu Chelsea a expirat în această vară. La început de carieră, Pedro a scris istoria la Barcelona cucerind toate trofeele posibile. Apoi au urmat 5 sezoane frumoase la Chelsea, la fel cu multe trofee. Iar acum vrea să-și încerce forțele într-o altă lume a fotbalului, Italia, și nu avem decât să-i dorim multă baftă. Și cealaltă echipă din capitala Italiei a semnat cu un nou jucător zilele trecute. Așadar, Pepe Reina a părăsit-o pe Milan și s-a alăturat celor de la Lazio. Contractul va fi valabil pe durata următoarelor 2 sezoane. Cine este Pepe Reina știm perfect cu toții. De-a lungul vremei, acesta a evoluat la echipe precum Barcelona, Liverpool, Bayern, München, Milan sau Napoli. De asemenea, portarul de 37 de ani are în panoplie un titlu de campion mondial obținut în 2010, dar și 2 titluri de campion european din 2008 și din 2012. Acum nu pot fi sigur, dar nu știu dacă Reina va fi titular la Lazio, mă îndoiesc. Și asta e pentru că Simone Inzaghi îl are în echipă pe albanezul Stracoșa, un goalkeeper deosebit de constant în ultima vreme. Give me out of broken heart.
Chiar dacă a strâns peste 50 de meciuri pentru naționala Turciei, Nuri Sahin nu a evoluat nicio zi în Superliga turcească, dar de acum va avea această ocazie. Mijlocașul de 31 de ani a semnat cu Antalyaspor pentru 2 sezoane și va fi coleg cu Lucas Podolski. În trecut, Nuri Sahin a evoluat la echipe precum Borussia Dortmund, Real Madrid sau Liverpool, însă nicăieri decât la Dortmund nu a reușit să se impună. Îmi amintesc de vremea în care jucam FIFA 2007, Sahin avea 17 ani și atunci creștea foarte mult. Îl luam cu mine la toate echipele la care plecam. Până la urmă, părerea mea este că Nuri Sahin mai degrabă e un talent risipit decât un fotbalist realizat. Marcelo Bielsa dă lovitura realizând cel mai scump transfer din istoria lui Leeds United. După ce nu au reușit să-l aducă pe Odson Edouard de la Celtic și nici pe Che Adams de la Southampton, cei de la Leeds și-au luat inima în dinți și au chemat pe șefii Valenciei la discuții în vederea unui posibil transfer al lui Rodrigo. În rezultat, britanicii au pus pe masă 30 de milioane de euro și l-au luat cu ei pe vârful iberic. În trecut, Rodrigo a mai evoluat în Premier League la Bolton în sezonul 2010-2011. Rodrigo are 29 de ani, cântărește pe Transfermarkt numai puțin de 40 de milioane de euro. De asemenea, până acum a strâns 22 de meciuri pentru naționala Spaniei, în care a înscris 8 goluri. Știrea că Lionel Messi ar vrea să o părăsească pe Barcelona deja a făcut înconjurul lumii și în același timp se tot presupune care va fi noua echipa marelui argentinian. În momentul de față, favorita principală pare a fi Manchester City. Presa scrie că Messi deja ar fi luat legătura cu Guardiola, iar zvonurile spun că City ar fi dispusă să meargă la orice compromis cu Leo, să-i ofere cele mai favorabile condiții, dar în același timp să-l oblige ca după 3 ani pe Etihad să semneze cu New York City, club care face parte din franciza City Football Group, condusă de șeicii din fruntea lui Manchester City. Totodată, Messi ar urma să devină și ambasadorul companiei. Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!